Salutare, salutare! Am văzut la Daniela Anca, a luat o geantă de pe atelierul.ro, atelierul tău.ro. Atât aș fi vrut să fie de 60, aici în capă o nivelă de 60 pe lungimea ei. În rest e super mișto, chiar e adâncă, e mai mult decât trebuie ca adâncime. Îmi place că au chestiile astea de cauciuc și nu stă suprafața asta, nu stă pe sol. Buzunarele astea, deci tot ce aici, nu am folosit absolut deloc aceste buzunare pentru mărunțișuri. Mai am câteva genți și alte mărci care nu au centura asta și îmi place sârma asta pentru că fermoarul din, la alte genți ondulează, se face foarte urât. Aici are o sârmă cam de 4 mm grosime, chiar am pipăit să văd. Și pare oțelită, chiar e oțelită, care o să o mențină tot timpul deschisă. Buzunarii la interior, după cum spuneau și alții, și da, într-adevăr, eu zi, în filmări am crezut că e doar o curelușă, dar de fapt aici e un buzunar, exact cum zicea Alex, un prieten de pe grup, exact pentru un filetant. Și intră exact așa intră, e super mișto. Căptușeală groasă, buzunarele astea pentru acumulatori, mi-a făcut eu o idee că ar fi pentru acumulatori, aici ai putea pune încărcătorul. Agățătorile astea sunt foarte rezistente, groase, îmi plac la nebunie. La centură, spuneam mai devreme că îmi place că are centură, dar nu-mi place că e moale, e foarte moale. Moale, dacă nu ai avea chestia asta pentru umăr, o să se facă la un moment dat așa, o să îngustezi și o să te tai. Depinde, e foarte important să o pui cu buretele ăsta, cu apărătoarea asta pe umăr. Dar când o, în timp o să se îngustezi, să nu deranjezi. Nu volumul e problema la geanta asta, ci greutatea. Căutând geanta respectivă pe atelierul, am găsit și valiza asta tip PacMac numărul 1. E o valiză pe care am văzut, am și luat-o în asta pe gânduri, am prins-o la un preț bun. Sunt burghii pentru SDS Plus, pentru rotopercutor. Îmi place că fiecare separat și nu mai joacă, nu mai umblă. Dacă vreodată mă duc la o lucrare și nu am nevoie de ele, pur și simplu pot să le scot, le las acasă și aici pot pune altceva. Mi-a plăcut asta foarte mult pentru că eu de multe ori umblam cu chestiile astea. Era oarecum enervant pentru că de obicei țin burghie aici, aici alte chestii, aici port biți și biți, burghii cu diametru mic, pânzele pentru pendular aici. Și luând valiza asta, de acum o să fie toate într-unul. Trebuie să vedem chiar și să vedem dacă încap. O să-mi fie mult mai ușor de acum, că o să mai caut una de asta. O să începem foarte simplu, burghiile fiind un pic mai grele, o să le pun aici. Alte briz-brizuri și accesorii, un echer, orice bine sunt adăugat. Mai încap și astea. Pânzele pentru pendular. Și ce mai este? Ai, mai simplu așa. Doar pentru că încape. Având compartimentele mai mari decât mi-aș fi dorit, m-am uitat puțin prin casă și am găsit un plastic de ăsta care protejează filtrul la masca de sudură. L-am tăiat cu cutterul foarte ușor. După care am folosit un pistol de ăsta să-l lipesc. Îmi place cum s-a lipit foarte ca lumea. El flambează, dar e rezistent. Înjumătățit cum ar veni compartimentele.
Aici e un pic cam strâmbă asta, dar sper să nu se supere bici. Și e mai ușor, nici nu se mai amestecă, spre exemplu, asta cu astea sau biții de 5 cm cu biții cu cap imbus sau aici stea cu pezeturi și pH-uri. În 10 minute am și tăiat, am și lipit. Valeză foarte mișto și ușoară. Avantajul la tipul ăsta de valizi PACMAC tipul 1, 2, 3, parcă sunt 3 modele, e că se pot închide prin astea 4 balamale. Pur și simplu ei, o pui, o poziționezi deasupra să fie alineată. Deschizi asta, dai în sus și închizi. După ce le-ai asamblat, foarte ușor, le-ai luat în mână și ai clipat.